Vă salut prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog și de data aceasta am să fac un vlog foarte, foarte scurt, doar că este un vlog cu foarte multe surprize, o gală cu foarte multe surprize, o gală care dumneavoastră o veți vedea pe data de 13 iunie 2021. De ce spun asta dragii mei prieteni? Pentru că avem două persoane foarte importante propuse la eliminare, avem favoriți din punctul meu de vedere șoc, avem favoriți puși de staff. Rămâne să stați până la final, vlogul o să fie foarte, foarte scurt, maxim 3 minute, doar că vreau dumneavoastră susținătorii lui Cristian Comonici și susținătorii lui Marinescu să vă dați cu părerea și poate că acum o să-mi dreptate și mie după foarte, foarte mult timp când eu spuneam că acolo se fac foarte, foarte multe lucruri necurate, încă o dată ne demonstrează că și în această gală această emisiune face foarte multe lucruri necurate din punctul meu de vedere. Dragii mei prieteni, dacă dumneavoastră considerați că pentru alte informații trebuie să vă abonați la acest canal, nu ezitați să o faceți, haideți să începem în gala cu favoriții și vă rog foarte mult, nu m-am rugat de mult de dumneavoastră să distribuiți acest vlog în grupuri pe Facebook și în grupurile care considerați dumneavoastră legate de puterea dragostei. rog și tu să admini pe această cale să aprobe acest clip în grupuri pentru că din punctul meu de vedere s-a ajuns prea departe cu niște lucruri legate de favoriți și așa mai departe. Deci, prieteni dragi, după cum bine vedeți, nelipsita Alexandra, favoriți în data de 13 cu șoc, surpriză Alexandru sau Alex. Alexandra și Alex, dragi mei prieteni, favoriți în data de 13. Până acum asta nu este nimic, deși surpriză foarte, foarte mare. Propuși la eliminare, după cum bine vedeți dumneavoastră aici, avem pe Marinescu și pe Romeo. Avem doi băieți propuși la eliminare pentru că au egalitate de voturi, iar la fete propusă spre eliminare este Irina, fata cea nouă. Ce să vezi, Alexandra câștigă cecul pentru că ar fi fost prea de tot ca Alexandru să aibă și mai multe voturi decât Alexandra. Deși eu cred că Alexandru nu cred că are voturi mai multe decât Comonit și Marinescu, dar să trecem peste. Și ce să vezi, Romeo părăsește competiția Puterea Dragostei pe motiv că cel mai votat dintre cei doi, Romeo și Marinescu, mai multe voturi are Marinescu și automat Romeo având cele mai puține voturi părăsește competiția puterea dragostei. Dragii mei prieteni, pe mine această gală m-a lăsat fără cuvinte și sincer vă spun, îmi vine să mă las de a da informații despre această emisiune pentru că din ce în ce mai rău mă desgustă, trimet acasă concurenți care eu cred că și Romeo și Marinescu normal n-aveau ce să caute în fața acolo, mai ales că cei doi în prezent aveau și cupluri sau Marinescu, știm cu toții că este despărțit de Maria, v-am spus și în vlogul anterior, dar totuși era acolo în cunoaștere cu cineva. Cred că erau alți băieți, mahalagi care trebuiau propuși la eliminare, care fac scandalul și așa mai departe. Nu fac nume, dar nu mi se pare normal să propui doi băieți la eliminare și să plece unul care chiar are cuplu acolo în Casa Puterea Dragostei. Prieteni dragi! Concluziile vă las să le trageți dumneavoastră. Vreau să distribuiți acest vlog cât puteți dumneavoastră de mult în grupuri, pe Facebook și așa mai departe. Eu am rămas fără cuvinte. Dragi mei prieteni, numele meu este Alin. Ca de obicei vă doresc multă, multă sănătate și să ne auzim cu bine la următorul vlog. La revedere!